Temperaturile de vară au făcut ca în grădini pomii să rodească pentru a doua oară, iar la Drobeta Turnu Severin a înflorit din nou liliacul. Așa că în loc de un debut de noiembrie cu frig și chiar zăpadă, avem parte de temperaturi de 25-26 de grade. Doar agricultorii sunt îngrijorați, dar nu din cauza temperaturilor, ci a faptului că nu a mai plouat de mult timp, iar culturile însămânțate au nevoie de apă. Ia uitați-vă! Ce e aici? Măr! Măr! Așadar, deși astăzi este 1 noiembrie, în grădinile localnicilor din satul Bobaița, merii și perii au rodit a doua oară. A fost neobișnuit de cald în ultima perioadă, în septembrie pomii au înflorit, iar acum au dat roadă. S-a întors timpurile, nu mai știm ce să credem. Într-adevăr, e secetă, eu mai udăm, dar apă nu aducem cu tractorul. Asta este situația. Căldura asta la... Foarte mare. 26 de grade astăzi. Așa se anunță, nu știm cât ajunge. Dar e mult. E foarte mult. Și neobișnuit. Pe vremea aceea, în tinerețe, în copilăria mea, era zăpadă. De Sfântul Dumitru ne dădeam cu sania, poate. De când sunt eu? Am 65 de ani. Dar n-am văzut niciodată să rodească pomii. Toamna, la 1 noiembrie. Oamenii spun că în copilăria lor, la 1 noiembrie, aveau parte de frig, brumă și uneori chiar de săpadă, dar acum au îmbrăcat tricoul. Odată la Sfântul Dumitru ne duceam la Nedeie, la bunica, la Bârda, și dimineața era zăpada, ne intream prin zăpadă, ne trezeam. Și acum? Acum, uite, e căldură, mă dusei cu vitele, nu puteai să stau de... îmbrăcată de calcie. Și la Drobeta Turnul Severin, în curtea muzeului, trandafirii sunt înfloriți ca în mijlocul verii. Dar surpriza cea mare este un liliac păcălit și el de vremea călduroasă, care a deschis mici petale. Biologii au o explicație pentru primăvara din ultima lună a toamnei. În general, condițiile meteorologice bulversează plantele, în special toamna. După o perioadă secetoasă, chiar vara, plantelor pot să le cadă frunzele, să se vestejească ca și când ar fi toamnă. Însă, o perioadă ploioasă, precedată de o perioadă caldă, așa cum este acum, nu face altceva decât să repornească activitatea de vegetație a plantelor, sigur, și să se comporte ca și primăvara. Doar că florile sunt mult mai firave și nu sunt exact ca primăvara. Chiar și trandafirii sunt o splendoare în perioada asta, când ar fi putut să, în alți ani știu că ningea. Da, tot legat de condițiile meteorologice este și înflorirea trandafirilor. Dacă în mod normal, la începutul toamnei, deja se cam termină perioada de înflorire, iată că și ei acum înfloresc și au mugurași ca și când este în plină vară. Cei mai îngrijorați și mai afectați de schimbările climatice sunt agricultorii, dar nu de temperaturile ridicate, ci de faptul că ploile sunt tot mai puține și mai rare, ceea ce afectează culturile. 25 de grade temperatura, deja umiditate nu mai este în sol, am avut răsărire la greu, l-am însămânțat în perioada optimă, am avut ceva precipitații în luna septembrie, din păcate... Dacă în următoarea săptămână nu vom avea precipitații, toate culturile de care le-am înființat în toamna aceasta sunt compromise. Ce vă îngrijorează mai tare, că e foarte cald sau că n-a plouat? Cel mai tare ne îngrijorează că nu a plouat, pentru că vedem temperaturile se schimbă, nu ar fi fost o problemă că este cald. Cea mai mare problemă este că nu avem umiditate în sol. În schimb, pentru localnici, temperaturile de vară sunt mai mult decât binevenite, pentru că au ieșit la plimbare, în parc, în tricou sau cămașă cu mânecă scurtă.